Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului Bursier Investește la Bursă.ro. Numele meu este Rareș Mihăilă, iar episodul de astăzi va fi un aniversar, deoarece proiectul Investește la Bursă împlinește primul an de activitate. Mi-am propus ca episodul de astăzi să fie unul aniversar, în care să vă povestesc cum a trecut primul an de activitate din perspectiva mea, celui care am stat în fața camerei, și să vă povestesc ce planuri am pe viitor. Am lansat proiectul Investește la Bursă în vara anului 2016, după mai bine de 2 luni de muncă la concept, la crearea site-ului, la formula indicelui BVB Sentiment și mai ales la conceptul acestui videoblog, deoarece am vrut să fie lansat împreună cu un videoblog, singurul videoblog bursier de pe piața din România. Am vrut ca acest proiect să fie mai mult decât un simplu blog despre investiții la bursă, să fie un concept nou pe piața din România și cred că am reușit acest lucru. Ideea din spatele acestui proiect a fost să arăt tuturor că oricine poate deveni investitor la bursă, nu e nevoie să fii broker sau bancher, nu e nevoie să ai studii economice în acest domeniu și nu ține de noroc ca să ai randamente bune și să ai succes în investițiile la bursă. Mai mult decât atât, pentru a fi totul foarte transparent, am decis în primăvara acestui an ca pe site-ul investeștelabursa.ro să facă o secțiune dedicată portofoliului meu, în care voi să puteți vedea exact ce companii am în portofoliu și care a fost randamentul portofoliului meu de la începutul anului și chiar și în anii precedenți. Acest lucru nu l-am făcut pentru a mă lăuda în fața voastră cu randamentele mele sau cu succesul meu în investiții la bursă, ci am făcut-o pentru a arăta tuturor că orice persoană care are un job de 8 ore pe zi, așa cum sunt eu și așa cum sunteți probabil și voi, poate investi la bursă și poate avea randamente mai bune decât dacă își ține banii în depozite bancare sau conturi de economii. Videoblogul Investește la Bursă cred că a fost cea mai mare provocare pentru mine, deoarece nu eram obișnuit să vorbesc în fața camerei, mă simțeam oarecum stânjenit și am avut oarece emoții când am hotărât să fac aceste filmulețe și să le pun pe YouTube încât să le vadă toată lumea. Nu știam exact ce reacție vor avea cei care le vor privi, nu știam exact ce comentarii, mă așteptam la comentarii răutăcioase, negative, dar lucrurile se pare că nu au fost așa. Videoblogul a fost primit foarte bine, am primit foarte multe încurajări de la voi și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Videoblogul Investește la Bursă.ro a trecut prin mai multe schimbări, probabil ați văzut și voi. La început, când am creat conceptul acestui videoblog, mi-am propus să fac niște episoade foarte scurte și concentrate în care să vă povestesc care au fost cele mai importante evenimente bursiere din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Rubrica se numea Bursa în 3 minute și îmi propuneam ca în 3 minute să fac un rezumat bursier al evenimentelor importante de pe piața de capital din România. Salutare și bine v-am găsit la primul episod din Bursa în 3 minute. Mi-am dat seama ulterior că nu pot să concentrez toată informația ce vreau să vă spun în doar 3 minute. De altfel, nici episoadele nu am reușit să le fac doar de 3 minute, aveam multe lucruri pe care vreau să vi le spun, nici formatul acela care semăna mai degrabă cu un buletin de știri nu mi-a prea plăcut și am decis ulterior să schimb complet formatul și să le fac mult, mult mai personale. Astfel încât voi să vedeți că în spatele sau în fața camerei se află o persoană, un simplu investitor, nu e un bancher, nu e un broker, e un simplu investitor care are și el un job de 8 ore pe zi și investește din pasiune. Primele episoade, mi-aduc aminte și acum, le-am filmat cu o cameră GoPro care nu avea calitatea atât de bună. Ulterior, la sugestiile voastre, am schimbat total aparatura. Acum am o cameră foto Sony pe care mă și văd. Am și un microfon tip lavalieră pe care îl folosesc în urma sugestiilor voastre. Cred că acum calitatea este mult, mult mai bună și sunetul este mult mai bun și vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile voastre în îmbunătățirea materialelor video. Chiar dacă pregătirea fiecărui episod îmi ia aproximativ cam 2 zile, timp în care îmi adun toate informațiile și le rearanjez într-un format încât să fie cât mai ușor de înțeles pentru voi, am descoperit că
Tot acest proces m-a ajutat și pe mine să învăț mult mai multe lucruri despre investițiile la bursă, cum ar fi analiza companiilor, elemente de analiză grafică pe care vi le-am prezentat și vouă în aceste materiale video. Canalul de YouTube a crescut și el, observ că în fiecare zi noi abonați se adaugă canalului de YouTube, semn că materialele ce vi le prezint sunt apreciate de către voi, mă bucur acest lucru. Nu am foarte mulți abonați deocamdată, dar nici nu mă aștept ca filmulețele ce le postez să aibă milioane de vizualizări, deoarece în România nișa investițiilor la bursă este una foarte îngustă. Sunt destul de puțini investitori, undeva la 80.000-90.000 de investitori activi la bursă, așa că nu mă aștept ca aceste filmulețe să ajungă la milioane de vizualizări. Dar mă bucur că văd că sunt apreciate de voi, primesc comentarii de la voi, primesc felicitări de la voi, like-uri și vă mulțumesc tuturor pentru ele. Legat de planurile de viitor pentru proiectul investește-la-bursa.ro, mulți dintre voi mi-ați sugerat că ar fi bine să fac o secțiune dedicată unde să îmi postez tranzacțiile ce le fac în cadrul portofoliului meu. Să scriu acolo când am cumpărat acțiunile Băncii Transilvania, când am cumpărat acțiunile RomGaz, astfel încât voi să puteți urmări tranzacțiile mele. Portofoliul meu nu este un exemplu de urmat. Am scris și pe site-ul investește-la-bursa.ro, nu a fost făcut la recomandarea unui analist financiar, unui consultant în investiții, sunt pur și simplu părerile mele despre cum o să evolueze piața. Nu reprezintă o recomandare neapărată de investiții, așa că nu aș vrea să transform site-ul sau proiectul investește-la-bursa.ro într-unul de ponturi bursiere. Vreau să fie ceva mai mult de atât. Ar fi fost foarte ușor să fac site-ul investește-la-bursa.ro, să-l fac unul de ponturi de investiții, iar voi să vă puteți abona acolo, iar pe baza abonamentului să primiți cele mai hot recomandări de investiții. Vreau să fac ceva mai mult de atât. Sunt zeci de alte site-uri de acest gen, mai ales pe piața Forex, găsiți zeci de site-uri care vă dau ponturi și recomandări de investiții. Am început să lucrez la o soluție de monetizare a proiectului investește-la-bursa.ro, dar asta nu va presupune că aceste filmulețe sau videoblogul săptămânal va deveni plătit, nu este vorba despre așa ceva, și articolele ce le voi posta pe blogul investește-la-bursa.ro vor rămâne în continuare gratuite. Este vorba de un produs la care lucrez deja, încă din luna iunie lucrez și este, să zicem, gata în proporție de 30-40%. Încă lucrez la el, în fiecare zi încerc să-mi acord o parte din timp și pentru acest proiect. Probabil voi avea o primă versiune beta a acestui produs gata pentru forumul investitorilor, care va fi în toamnă la București. Am promis că voi fi acolo încă din primăvara acestui an. Am primit și o invitație din partea Bursei de Valori București la acest forum a investitorilor și dacă va fi gata într-o variantă în care s-o pot arăta, probabil veți vedea acest produs la forumul investitorilor. Așadar, este vorba despre un prim produs investește-la-bursa.ro pe care probabil îl veți vedea la începutul anului 2018. Va fi un produs unic pe piața din România și abia aștept să-l împărtășesc cu voi. Desigur, îmi propun pe viitor să mențin acest ritm de postare, ca în fiecare săptămână să aveți un nou conținut, un nou video aici pe canalul de YouTube investește-la-bursa.ro. De asemenea, articolele de pe site-ul investește-la-bursa.ro cu analize a diverselor companii listate la bursă. Îmi propun să scriu din când în când un articol pentru voi. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și aprecierile ce mi le-ați trimis pe canalul de YouTube, dar și pe Facebook. Și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.